mare. Nu să ne împuținăm pe zi ce trece. Așa este, așa n-ar trebui să le fie frică, trebuie să fie alături. Suntem la un nivel de competențe care nu permite găsirea unor soluții. Omul spune, trebuie să stați de vorbă cu patronii. Patronii sunt încă nedefiniți. Noi credem că în spatele celor care de la Nicarom sunt în continuare cei de la Mechel. Sigur! Sau cum ar fi, sigur! Oricine ar fi, până la urmă, în momentul de față, cred că în principal trebuie stat cu judecătorul și sindic și administratorul judiciar. Acolo, sau către ei, trebuie să ne ducem cu toate propunerile legate de pornirea, de repornirea combinatului de la Oțelul Roșu. Toată metalurgia românească este pe topogan și merge tot mai prost, tot mai rău. Deci, noi în perioada 15 am vorbit cu cei de la Federația de la Solidaritatea, o să mergem în decurs de o săptămână de zile, o să pichetăm Guvernul României și o să ridic și problema dumneavoastră acolo, pentru că atât situația dumneavoastră, cât și a celorlalți colegi de la Mecer și de la Ductil și partea cealaltă, Târgoviște, Câmpia Turzii, trebuia să vă uniți toți la un loc. Știu că toată lumea așteaptă să trecem la niște măsuri mai radicale, dar după discuțiile de mâine care le vom avea, se pare, în teritoriu aici cu doamna deputată Caraș, Valeria Schelean, după întâlnirea de vineri care va avea loc la Reșița cu toți parlamentarii de Caraș, vom decide săptămâna viitoare dacă vom trece și la măsuri mai radicale. Adică a ieși în stradă, în centrul orașului, sau, mă rog, să vedem ce se va întâmpla. Că dumneavoastră protestați pentru dreptul dumneavoastră la un loc de muncă, la viață, m-a făcut pe mine să fiu astăzi prezent în mijlocul dumneavoastră și să mă întâlnesc cu reprezentantul firmei care astăzi răspunde de soarta combinatului dumneavoastră. Am primit în cursul zilei de luni de la domnul Apostol și de la domnul Sabău solicitările dumneavoastră, le-am transmis mai departe, l-am informat pe domnul prim-ministru, am informat Ministerul Economiei, Ministerul Muncii și Ministerul Afacerilor Interne despre situația de la Oțelul Roșu și despre solicitările pe care dumneavoastră le-ați făcut.